Vreau să vin mai aproape. Doamnelor și domnilor, distinși profesori, dragi elevi, stimați părinți, dragi invitați. Să știți că privind în față, tot timpul trebuie să privim în față până la urmă, dar privind în față mă emoționați. Aș spune eu că, uite, e a treia noastră întâlnire într-o formulă în care celebrăm performanța și excelența și Mihăiul Silvanii. Deci, ok, toate emoțiile au trecut, să zic, și pentru mine ca primar. Însă vă mărturisesc că nu e așa. Și vreau să vă spun un lucru. Înainte de a vă transmite gândurile mele legate de ziua de astăzi. Ca primar, ca reprezentant al instituției, ai o serie de îndatoriri, o serie de provocări de care trebuie să te îngrijești în fiecare zi, oră de oră, nu de la 4 la 8. Așa, deci ai o serie de responsabilități. Dar trebuie să vă mărturisesc că avem o serie de momente privilegiate pe care probabil nu mulți reușesc să le aibă, iar astăzi eu sunt un norocos și sunt cel mai privilegiat în acest oraș să mă aflu în fața voastră și să vă premiez, pentru că voi sunteți confirmarea faptului că în Șimleu există performanță și există excelență, iar astea două ne arată că există un viitor solid din toate punctele de vedere. Prin urmare, este un privilegiu pentru mine astăzi să mă aflu aici și vă mulțumesc înainte de orice, în nume personal, pentru această ocazie. Sigur că, având în vedere, cum să vă spun, subiectul întâlnirii noastre sau motivul întâlnirii noastre, se cuvine să încep prin a face trimitere la recunoștință. În primul rând, vă mulțumesc vouă, dragi elevi, că ați înțeles că munca voastră nu începe și se termină între ora 8 și ora 2, sau cât e programul la școală. Ați înțeles că munca și implicarea voastră continuă și după program. Ați înțeles că plăcerile, hobby-urile, uneori pot fi lăsate deoparte pentru o țintă mai mare. Ați înțeles că sacrificiul acesta pentru performanță este unul neprețuit. Ați înțeles că prin ceea ce faceți, nu vă raportați doar la voi, ci aduceți plus valoare societății, comunității din Șimleu Silvanii. Eu pentru asta vă mulțumesc, pentru că voi ați înțeles și faceți o întreagă comunitate, până la urmă, să înțeleagă acest lucru. Cu siguranță, înțelegerea voastră și munca voastră n-ar fi posibilă fără un ingredient. Și aveți aici, la masă, pe dascălii voștri, care au stat oră de oră, când a fost nevoie, au explicat poate a cincea oară același lucru, pentru ca voi să performați, pentru ca voi să fiți la vârf. Pentru că aici în față avem vârfurile acestui județ pe o serie de domenii. Munca voastră, evident, este vitală, dar merge mână în mână cu implicarea și susținerea dascălilor. Stimați profesori, în fața voastră, eu mă înclin pentru ceea ce faceți pentru acest oraș și pentru această comunitate. Pentru că voi, prin dumneavoastră, prin această muncă pe care o aveți zi de zi la catedră, nu vă rezumați la a parcurge o programă, la a vă îndeplini niște sarcini din fișa postului și a pleca acasă, nici vorbă. Dumneavoastră vă gândiți la ceea ce va fi în viitor. Clădiți o societate pentru viitor și vă pasă. Nu vă e indiferent de asta. Știu că aveți provocări, ați avut provocări, au fost vremuri grele. Dar asta nu v-a descurajat pe niciunul dintre voi, pe niciunul de la această masă, să vă implicați, să împingeți poate de la spate în unele zile pe elevii care sunt astăzi aici și care au performat
zilele trecute și să vă asigurați că ei ajung în locul acela care merită, la vârf. Asta e munca voastră și oricine, oricât m-ar pune să o prețuiesc, nu pot să o prețuiesc, nu pot să o cuantific. E de neprețuit munca voastră. Și nu o spun formal, dar dacă cineva poate să pună preț pe educație, îl rog să o facă. Dar nu cred că pot să o facă realist. Ce pot să spun e, cum am mai zis-o și cu alte ocazii, că orice investiție în educație e cea mai bună formă de investiție, că nu cunoaște riscul falimentului. Orice ban, orice timp investit în educație se va întoarce înzecit, însuțit în societatea respectivă. De aceea, stimați profesor, vă mulțumesc și profit de ocazie ca, pe lângă recunoștința pe care vă adresez în numele comunității și numele acestui oraș întreg, vă mulțumesc că profit de ocazie că am aici diriginte, aici două diriginte la aceeași masă, foști dascăli, directori de școală, și vă mulțumesc și nume personal pentru tot ceea ce mi-ați dat, pentru că nimic n-ar fi posibil din orice parcurs fără strădania voastră. Și este o metaforă la care tot timpul fac trimitere și o să fac și acum. Precum o lumânare se topește în întuneric ca să-l risipească, așa și profesorul se topește la catedră să lumineze elevul. Și voi v-ați topit nu doar la catedră, nu doar în timpul programului, ci acești elevi sunt aici pentru că voi ați înțeles faptul că oră de oră aceștia trebuie să performeze. Și v-ați gândit dincolo de asta, v-ați gândit la comunitate. Dacă vă gândeați doar la voi sau doar la elevul de lângă dumneavoastră, performanțele nu erau așa. Dar v-ați gândit că această societate are potențial și trebuie să strălucească și pregătiți viitorul. La asta v-ați gândit voi și pentru asta eu vă sunt recunoscător. Sigur că, dincolo de cele două ingrediente, zicem, dincolo de cei doi factori din această ecuație matematică, mai există un factor și facem aici un triunghi. Ecuația este de gradul 3. Dincolo de elev, pionul principal, profesor, factor esențial, există părinții care au stat lângă voi, dragi elevi. Sunt părinții care v-au susținut și care au crezut în voi, că în voi habar n-aveți de ce sunteți în stare. Părinții au fost acolo. Părinții au fost acolo care v-au susținut și au fost acolo să vă ridice când v-ați pierdut speranța și au fost acolo să vă arate calea cea dreaptă când poate vouă nu vă convenea. Așa încât părinților care sunt prezenți astăzi aici, părinților care nu sunt și se află la muncă, acasă, eu mă înclin și în fața voastră, mă exprim întreaga recunoștință pentru că investiți în tinerii, în copiii dumneavoastră și vă gândiți, cum am spus, la viitor. Celula de bază a oricărei societăți este familia. Iar, dragi părinți, prin ceea ce faceți cu copiii dumneavoastră, asta faceți, întăriți această societate, această comunitate, sprijinându-i pe calea cea sigură a performanței. Și prin urmare, vă mulțumesc, stimați părinți. Dragi elevi, noi la primărie, la nivelul orașului, cum am spus, investiția în educație nu cunoaște riscul falimentului. Prin urmare, performanțele voastre în acest moment nu trebuie să fie trecute cu vederea, sub nicio formă. Din contră, ele trebuie marcate cum se cuvine. Ceea ce facem astăzi este o chestiune simbolică, pentru că, așa cum v-am spus, nu uit de la mână până la gură, educația și performanța este o chestiune de neprețuit. Dar vreau să mă asigur că sunteți puși în valoare și sunteți apreciați cât de cât. Mi-aș dori să vă apreciem și mai tare de atâta, pentru că excelența și performanța voastră, mie unul ca primar, îmi dau o încredere foarte mare când mă gândesc la viitor. Îmi dau o ambiție foarte mare când ne gândim la proiectele pe care le construim aici, la Șimleu Silvanii. Pentru că noi, cum ne mândrim
cu asemenea generații, cu asemenea performanțe, vreau să dăm tot așa orașului înapoi performanța de care, adică cu care voi ne-ați obișnuit, să o dăm și din punct de vedere administrativ. Așa încât sunteți un factor decisiv, dragi elevi, prin performanța voastră pentru bunul mers al acestui oraș și să știți, nu vă spun de complezență, chiar ne stimulați. Și avem o ambiție. Sunteți aici mulți, la masă, în sală. Îmi doresc, și asta facem aici, dincolo de premiera pe care o efectuăm aici, îmi doresc să facem drumul către Cluj, către Oradea, către celelalte centre universitare, să nu fie cu sens unic. Să nu fie doar dinspre Șimleu înspre Cluj, să fie și dinspre Cluj înspre Șimleu. Iar pentru asta noi încercăm aici la Șimleu, prin toate proiectele, prin Cetatea Batorii, prin faleza de pe malul Crasnii pe care o vom implementa, prin proiecte de mobilitate urbană, prin reabilitarea spitalului, prin toate investițiile pe care le facem, vrem să asigurăm un cadru cât mai plăcut, cât mai frumos aici la Șimleu Silvanii, pentru că aici ați performat, de aici ați plecat și noi ne dorim ca voi să înfloriți tot aici la Șimleu. Și aveți toate ingredientele necesare și eu cred că o bucurie mai mare pentru acest oraș nu poate să existe decât să vă vadă întorși și înflorind aici. Și sunteți cele mai bune semințe. Sunteți cele mai bune semințe pe acest ogor pe care vrem să-l pregătim pentru voi la Șimleu Silvanii. Dragi elevi, eu, cum v-am zis și mai înainte, și aici stimați profesori, cum v-am zis mai înainte, nu uit repede. Și știu că în anii trecuți am stabilit o chestiune și acum suntem chiar la limită. Am avut o problemă înainte de acest eveniment, o problemă logistică cu sala. Și am tot măsurat, am tot calculat dacă încăpem sau nu. Acum suntem la capacitate maximă. Știu că în urmă cu 3 ani am început să discutăm aici la masă că am vrea să crească înghesuială, să spun, în sală, că asta înseamnă că a crescut numărul rezultatelor și a performanței în Șimleu. Acum eu vă propun ca anul viitor să nu mai aibă loc întâlnire aici și să trească să găsim o sală mai mare sau să facem în aer liber. Asta cu siguranță se va întâmpla, pentru că văd aici o seamă de dascăli gata, dedicat să vă sprijine, iar pe voi vă văd îndârjiți să performați în continuare și aveți toate ingredientele, aveți rețeta succesului gata, stabilită și veți performa. Stimați dascăli, dragi elevi, stimați părinți, încă o dată mă înclin în fața voastră, vă asigur de întreaga noastră recunoștință, de întregul nostru respect pentru munca dumneavoastră. Știu ce înseamnă performanța, nimic serios, nimic mare nu cade din cer. Pentru orice lucru măresc trebuie să muncești, să transpiri aici jos pe pământ. Așa încât vă mulțumesc și să știți că apreciem întru totul munca dumneavoastră și aștept să ne vedem și anul viitor într-o formulă și mai lărgită de atât, pentru că înseamnă că fiecare ne-a ținut de cuvânt, iar cel mai câștigat în urma acestei înțelegeri este orașul Șimleu Silvaniei, care se bucură și se va bucura de performanțe atât pe plan județean, interjudețean, cât și național. Prin urmare, felicitări și abia aștept să ne revedem la ocaziile care vin. Să nu uităm de ce am venit aici, pentru premieră. Ordinea în care se efectuează premierea este în cea în care au fost comunicate datele complete de la școli, deci nu există preferințe, nu există o ordine prestabilită, așa încât să știți că performanța voastră este pe deplin apreciată și încă un lucru, cum v-am mai spus-o, în momentul în care sunteți aplaudați aici sau sunteți premiați, să știți că vă aplaudă și vă premiază tot Șimleu. Așa încât începem cu școala gimnazială Silvania, începem cu Mezini, așa că ajungem la liceu, și acordăm diplomă de excelență elevei Torje Iulia Maria,
de la Școala Gimnazială Silvana pentru premiul întâi cu ținerea etapă de cea Olimpiadă Națională de Matematică și totodată pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului național de geografie Terra Mică Olimpiadă de Geografie. Deci avem o dublă premiantă aici. Se acordă diplomă de excelență elevului Bârsan Tudor de la aceeași școală pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie. Tudor s-a ținut de cuvânt, a zis și anul trecut că voi reveni și a revenit. Acordăm diplomă de excelență elevei Cristolțan Ana pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului național de biologie George Emil Palade. Se acordă diplomă de excelență elevei Moisi Iulia Patricia pentru premiul 2 obținut la etapa județeană a concursului național de biologie George Emil Palade și calificarea pentru etapa națională. Acordăm diplomă de excelență elevului Lupo Cristian pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului național de biologie George Emil Palade. Din ce observ aici, nu o să ducă lipsă de medici în Leu, pentru că avem performeri mari la biologie. Se acordă diplomă de excelență elevei Bodea Amadea Maria pentru premiul de obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba Română și calificarea pentru faza națională. Acordăm diplomă de excelență elevei Muste Emma pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie Cultul Baptist. Acordăm diplomă de excelență elevului Brisc Andrei pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la disciplina șah. Acum o să acordăm o diplomă de, adică mai multe diplome de excelență unei echipe întregi. Atunci o să vă chem pe toate deodată pentru că ați câștigat împreună, nu fiecare. Acordăm diplomă de excelență elevei Ardelean Sara. Elevei Balog Alesia Teodora Iris. Elevei Teușan Carla Maria. Elevei Lazar Iulia Maria. Elevei Gherghe Melania Alexandra. Elevei Cres Georgiana Maria. Elevei Bregea Ariana Georgiana. Elevei Bode Amadea Maria. Elevei Ciobancai Darian Nicola. Elevei Toma Lorena Medea.
Știți că mă faceți nostalgic, în urmă cu vreo 15 ani veneam și eu prima dată aici și eram îmbrăcați toți în traininguri, niște traininguri albastre și pentru mine a fost un eveniment fascinant. Atunci și eram însoțiți de același domn profesor, Onica. De ce trece timpul. Înainte de a trece la premierea colegilor de la celelalte școli, vreau să le mulțumesc profesorilor coordonatori ai elevilor pe care tocmai i-am amintit în cele ce au trecut, anume doamnei profesoare Crișan Adriana, doamnei profesoare Oltean Daniela, doamnei profesoare Moisi Florica, doamnei profesoare Mărincean Iulia Antonia, doamnei profesoare Bucur Maria, respectiv doamnei profesoare Lazar Mirela și totodată domnului profesor Marius Oniga și bineînțeles doamnei director Lipo Angela, fără de care, fără acești dascăli, prezența evidentă a elevilor nu era aici sau probabil era mult mai îngreunată. Stimați profesori, vă mulțumesc și aștept în continuare să vă îngrijiți ca acești copii și acești elevi să înflorească. Felicitări! Trecem mai departe și, printre altele, vreau să mărturisesc că este primul an, cred, din ce mi s-a comunicat, în care avem premianți de la toate școlile din Șimleu. Și trecem la școala gimnazială Batori. Acordăm diplomă de excelență elevei Cuta și Blanca pentru premiul întâi în etapa județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, disciplina 7. Acordăm diplomă de excelență elevei Ilieș Nicolet Ingrid pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de limba și literatura maghiară maternă Mikeș Kelemen. Acordăm diploma de excelență elevei Sabo Sara Alexa de la Olimpiadă pentru premiul 2 obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română pentru școli cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora, respectiv pentru premiul 1 obținut la etapa județeană a concursului național de ortografie Simoni Zigmond, disciplina limba maternă. Deci o dublă premiană. Acordăm diplomă de excelență elevului Berek David Silard pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limba și Literatura Română pentru școli cu predare în limbile minorităților și pentru românii din diaspora. Felicitări! Acordăm diplomă de excelență elevului Kovac Christoph Levente pentru premiul 2 obținut la etapa județeană a concursului național școlar de recitare Vidom Versek Versmondu, disciplina limba și literatura maghiară.
se acordă diplomă de excelență elevului Bocoi Dominic Ferenc pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului național școlar domeniul arte, interpretare de cântece populare. Bineînțeles, mă îndrept cu recunoștință și cu gratitudine și cu felicitări distinșilor profesori Vere Ștunde, Gheții, Cornelia Florica, domnului profesor Fekete Ișvan, domnului profesor Barna Cristian, respectiv, bineînțeles, domnului director Cova Zoltan Jolt, pentru faptul că s-au străduit, au ținut aproape de acești elevi, au crezut în ei și au făcut să performeze. Vă mulțumesc, domnilor profesori, și vă felicit! De la Școala Gimnazială Hoia, acordăm diplomă de excelență elevului Man Stelian pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar Cross Gimnaziu Băieți. Acordăm diploma de excelență elevei Jula Dalia pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului național de limba engleză Speak Out. Desigur, doresc să le aduc mulțumiri și felicitări domnilor profesori și doamnelor Vic Judith Juji, respectiv domnului profesor Moise Adrian Florin și doamnei director Porcar Doina Marcela pentru strădania, sacrificiile și pentru implicarea în munca pe care acești elevi au desăvârșit-o obținând aceste performanțe. Felicitări și vă mulțumesc! Mergem mai departe la Liceul Tehnologic Ioan Osian și acordăm diplomă de excelență elevei Anițe Camelia Denisa pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale Area Curriculară Tehnologii Domeniul Agricultură, Creșterea Animalelor. Acordăm diplomă de excelență elevului Olah Jolt Cristian pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale Area Curriculară Tehnologii Domeniul Agricultură Creșterea Animalelor. Doresc să adresez mulțumiri și felicitări domnilor profesori Erdei Petru Raimond, respectiv domnului profesor Ilie Zoltan și bineînțeles domnului director Benedict Vasile pentru susținerea acestor tineri, pentru implicarea în munca lor și pentru faptul că le-ați arătat drumul și cărarea spre performanță. Trecem mai departe la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu și acordăm diplomă de excelență elevei Văsăliuț Ecaterina Nicoleta pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale Area Curriculară Tehnologii, domeniul economic, administrativ, comerț. Acordăm diplomă de excelență elevului Buboi Andrei Gabriel pentru premiul 3 obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale Area Curriculară Tehnologii, domeniul electronică, automatizări. Felicitări.
Doresc să adresez mulțumiri colectivului de profesori Nosal Mariana, Crețanu Maria, Văsăluț Diana, Câmpan Liliana, Ungur Avram, Bagoi Marton, respectiv Rus Marius și bineînțeles doamnei director pe care o reamintesc, Câmpan Liliana Reli, pentru sprijinul acordat acestor tineri, pentru susținerea lor și pentru faptul că v-ați străduit și v-ați asigurat că aduceți performanță în liceu și în orașul nostru. Vă mulțumesc și vă felicit! Și trecem la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu și acordăm diplomă de excelență elevei Sârca Eliza Maria pentru premiul întâi obținut la etapa județeană Olimpiada Națională de Științe Socio-Umane, Sociologie. Acordăm diplomă de excelență elevei Sele și Emanuela Carina pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Limbi Clasice, Latină. Acordăm diplomă de excelență elevei Chelaru Bianca Viorela pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Limbi Clasice Latină. Ca o paranteză, la Șimleu au fost daci liberi, că s-au oprit la Porolisum. Și noi cu toate astea ne-am îndrăgit și am luat locul întâi la Latină. Deci, teoretic, am preluat ceva aici. Acordăm diplomă de excelență elevei Oros Alexandra pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Maghiară Maternă Mikeș Kelemen. Diplomă de excelență elevei Drăgan Lia Alexia pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale Area Curriculară Tehnologii Domeniul Economic. Acordăm diplomă de excelență elevei Mercaș Gabriela Paula pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a concursului național de matematică aplicată Adolf Haimovici. Profesorul tot timpul. Acordăm diplomă de excelență elevului Erdei Dominic Otila pentru premiul 2 obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie Cultul Reformat. Acordăm diplomă de excelență elevei Lucuț Sara Daniela pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie Cultul Baptist. Se acordă diplomă de excelență elevei Santavan Maria pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie Cultul Ortodox. Acordăm diplomă de excelență elevului Buboiu Octavian Andrei pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie Cultul Greco-Catolic.
Se acordă diploma de excelență elevei Zdrite Georgiana Paula pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie, cultul greco-catolic. Acordăm diploma de excelență elevei Bodea Paula Nicoleta pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie, cultul greco-catolic. Acordăm diploma de excelență elevului Ciorbă Andrei Mihai pentru premiul întâi obținut la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Tehnologie a Informației și a Comunicațiilor. Și din nou avem un rezultat obținut în echipă și o să le chem în fața dumneavoastră, alături de mine, pe următoarele componente a echipei care a obținut locul întâi la etapa județeană Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar Volei Fete, după cum urmează. Acordăm diploma de excelență elevei Fărcășanu Valentina Dora. Aceeași diploma de excelență elevei Comiati Vanessa Caterina. Elevei Marincaș Roxana Ioana. Elevei Sârbe Lara Maria. Elevei Covaș Ștefania. Elevei Pop Maria. Elevei Sârca Alexia. Elevei Pinteu Ilaria. Elevei Pinteu Iulia. Elevei Marincaș Bianca Maria. Dacă tot am vorbit de nostalgie, aceeași nostalgie mă încearcă și acum, doar că nu-i raportată la în urmă cu 15 ani, ci în urmă cu 11 ani eram în aceeași postură cu echipa de volei de la liceu. Vreau să adresez cuvinte de mulțumire și recunoștință, respectiv de felicitări, următorului, să zicem, corp profesoral, condus de doamna director Șerban Bianca Adriela, după cum urmează, doamnei profesor Berbecar Chișlia Bianca, doamnei profesor Sârca Ioana, doamnei profesor Benchio Ana Maria, doamnei profesor Șerban Bianca, doamnei profesor Berecolis, doamnei profesor Duma Simona, doamnei profesor Conde Maria, domnului profesor Tobias Ișvan, doamnei profesor Bucur Maria, domnului profesor Mierea Alin, domnului profesor Mărincean Florin, doamnei profesor Vasil Otilia, domnului profesor director Covaș Ișvan și încă o dată țin să o reamintesc pe doamna director Șerban Bianca, fosta mea dirigintă din liceu. Vă mulțumesc, stimați profesor, dragi doamne profesor, și vă felicit pentru modul în care vă încăpățânați an de an să performați și să le arătați drumul spre excelența acestor elevi. Felicitări și jos pălăria în fața voastră! Și vă zic sincer, o să vreau să iau și eu loc.
Nu că nu mai am condiție fizică sau ceva, dar eu vreau să păstrăm tradiția începută cu ani în urmă și să ascult părerile, opiniile, pozițiile voastre față de ce s-a întâmplat în ultimul an, despre performanțele voastre obținute, provocările voastre, atât de la elevi cât și de la profesori. Bună ziua, ne aflăm a doua oară în fața dumneavoastră, de data aceasta cu emoții de două ori mai mari, pentru că anul trecut nu am reușit să trecem de faza interjudețeană, iar anul acesta ne întoarcem de la faza națională cu locul 7 pe țară. Bravo! Care am dovedit-o nu a fost una ușoară de realizat, însă cu perseverență, devotament și multă muncă am reușit să progresăm. Sportul în sine nu înseamnă doar ore de antrenament, ci înseamnă dăruință și pasiune. Sportul de echipă ne-a învățat cum să gestionăm emoțiile, cum să lucrăm sub presiune și, cel mai important, cum să lucrăm în echipă, lucruri care cu siguranță ne vor ajuta mai departe în viață. Dorim să mulțumim domnilor antrenori pentru efortul și sprijinul acordat, pentru că fără ajutorul lor, reușita noastră era imposibilă. Dorim să mulțumim domnului primar și consiliului local pentru că apreciază și premiază performanța, iar gestul domnului primar pentru că ne-a așteptat împreună cu părinții noștri la întoarcerea din turneul interjudețean, ne-a arătat credința lui în generația noastră și ne-a motivat să luptăm mai departe. Mulțumesc! Din suflet și din inimă, așa am simțit și o să fiu în continuare alături de voi, pentru că v-am spus, voi faceți ca flacărea excelenței, să zicem, a performanței să ardă în acest oraș și, cum am spus, sportul nu este doar despre câteva ore de antrenament, e vorba de lecții de viață pe care sportul ți le oferă și îți arată cum este o lecție, totuși, în sport, pe care am mai spus-o și când am mai fost întrebat, nu știu, de jurnaliști. Pe mine voi m-a învățat un lucru. În sport nu poți să minți. În sport nu poți să zici că ești pregătit pentru că atunci când nu te-ai pregătit, pentru că intri în teren și acolo nu mai poți să acoperi absolut nimic. Fie te-ai pregătit temenii la antrenamente și reușești, fie dacă nu, ai eșuat. Mai ales că în volei nu se poate termina egal. Normal, este o lecție de viață pe care voleiul mi-a oferit-o și cu siguranță și voi o oferă. Și această lecție o să vedeți că o să folosiți și în alte domenii și o să vă ajute să performați. Și din ce îmi dau eu seama, voi să mă contraziceți. Nu sunteți la vârsta maximă. Mai aveți un an, nu? Deci, aia vreau să zic. Deci anul viitor pun pariu și eu zic nu să pun. Hai să punem pariu împreună că depășiți și performanța de-a noastră. Felicitări! Salvete! Înainte de toate, aș vrea să încep cu un citat. Per aspera ad astra, care tradus din limba latină, înseamnă pe căile anevoioase vei ajunge la stele. Cu acest citat vreau să vă transmit ideea de a nu renunța la ceea ce vă doriți. Orice piedică care apare în drumul vostru poate fi depășită și acea piedică e doar ceva care vă face mai puternici. Atunci când viața îți aduce furtună, tu trebuie să înveți a dansa prin ploaie. Din experiență personală pot spune că obstacolele m-au făcut mai puternică. În clasa a noua am participat de asemenea la Olimpiada de Limba Latină și rezultatul meu nu a fost unul tocmai bun, dar chestia asta nu m-a demotivat și m-a făcut să merg mai departe, obținând după aia 2 ani la rând premiul întâi, ceea ce mi-a dus o stimă de sine foarte crescută. Și vreau să-i mulțumesc doamnei profesoare Sârca Ioana pentru tot sprijinul acordat și pentru că m-a adus pe această cale, m-a ajutat și și-a răpit din timpul personal pentru a mă ajuta să ajung aici. Desigur, nu în cele din urmă, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că fără puterea sa astăzi nu aș fi fost în fața dumneavoastră. Și o să închei cu un citat, tot în latină. Nihil sine Deo,
adică nimic fără Dumnezeu. Vă mulțumesc! Felicitări și gândurile tale cu siguranță sunt în asentimentul majorității, dacă nu a tuturor persoanelor prezente aici și cred că putem aplica lecțiile și îndemnurile să dansăm în ploaie când viața ne oferă furtună și, evident, nimic bun pe lumea asta nu vine fără Dumnezeu. Uite, mai avem acolo. Este o mare bucurie să mă aflu astăzi aici pentru a treia oară, să trăiesc un sentiment generat de validarea unor rezultate, a unui succes. Despre succes și rețeta acestea se vorbește mult, însă eu cred că fiecare dintre noi are o definiție diferită, iar pentru mine el înseamnă muncă, efort, talent, dar și puterea de a renunța la pauze, în schimbul studiului, a paginilor citite și a exercițiilor rezolvate. La acestea aș vrea să adaug sprijinul familiei și adică șansa de a avea profesor bun, pentru că profesorii sunt aceia, așa cum spun un mare actor român, cei care, prin urmele trase cu creta pe tablă, prefac mințile în suflete. Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la formarea mea și premiaților zilei le adresez felicitări, lor cât și celor care au stat în spatele performanței, și le doresc un drum ascendent spre succes. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Vă felicit din suflet pe toți cei prezenți aici, deoarece știu ce înseamnă efortul de a fi olimpic, în special ce înseamnă pregătirea pentru etapa națională. Este minunat să văd că numărul crește în fiecare an. Am avut ocazia să particip de mai multe ori la astfel de premieri și întotdeauna numărul crește. Eu sunt acum în ultimul an de liceu și m-am confruntat cu grijile pentru BAC, tot stresul pregătirii, dar nu am vrut niciodată să renunț la această ultimă, mai ales, oportunitate de a participa la olimpiade. Anul acesta voi reprezenta liceul meu la Olimpiada de Religie și a trebuit să contrazic anumite persoane care mi-au spus că îmi pierd timpul. Eu, pregătindu-mă pentru BAC, să mă duc acum și la religie. E bine, religia este o învățătură universală. Ne învață iubirea, ne învață simțul datoriei, ne învață bunătatea, ne învață toleranță, iertare și acest parcurs al meu a fost totodată o autoeducare pentru a învăța, cum au spus și colegii mei, să mai renunțăm la pauze, să mai renunțăm la plăcerile care nu aduc multe beneficii într-un viitor strălucit. Vreau să îi mulțumesc, în primul rând, lui Dumnezeu și nu doar așa pentru că mă duc la religie. Cred că noi cu toții ar trebui să fim recunoscători, în primul rând, pentru ajutorul de la Dumnezeu și îi mulțumesc domnului profesor de religie, Mirea Alin, pentru că a fost așa un impuls în spatele meu să mă pregătesc pentru această olimpiadă. Acum, cu ultima mea oportunitate de a mă afla aici, mă încearcă normal nostalgia trecutului. Îmi văd profesorii de la generală, îi am alături pe noi mei profesori și aici cu domnul profesor de sociologie îmi amintesc că domnul ei ne-a spus că noi suntem ființe sociale. Pentru noi ca elevi, experiența școlară poate însemna foarte multe încercări, greutăți în acomodare, dar profesorii sunt foarte importanți în acest parcurs de acomodare, deoarece, în special, olimpicii știu. La clasă nu este atât de ușor să te apropii de un profesor, fiind un colectiv numeros, dar ca pregătire pentru un anumit concurs,
Profesorul îți devine prieten și eu am experimentat asta în nenumărate rânduri. Și am fost întotdeauna recunoscătoare pentru acele momente în care ne mai ceream și noi de la alte ore și ne mai pregăteam împreună cu profesorii. Și atunci aveam, într-adevăr, oportunitatea de a ne apropia de ei, de a-i cunoaște, să înțelegem mai bine această meserie. Și parcă prins dragul acesta de a lucra în educație, acum că tot mă gândesc și la facultate. Vreau să mulțumesc din nou tuturor. Mulțumesc, sunt foarte recunoscătoare pentru toate oportunitățile pe care le-am avut și mult succes tuturor la fazele la care o să mergeți. Cuvântul tău legat de faptul că ai fost descurajată pentru că vine bancul și așa, și după aia că e ultima ta oportunitate de a fi prezentă cu profesorii sau aici la primărie. Și totul tot se leagă de BAC. Hai să nu neglijăm BAC-ul. Hai să avem rezultate foarte bune la BAC și ne vedem apoi la premiere. Valabil pentru toți absolvenții de 8 și de 12. Domnule primar, dragi colegi, dragi olimpici, emoțiile sunt aceleași în fiecare an. În anul acesta, cu atât mai mult, cu cât această sală este arhiplină. M-am uitat, am studiat ce exprimă fețele oamenilor din sală. Și am observat mulțumire, bucurie, emoție, speranță. Speranța mea este, uitându-mă la echipa noastră de volei, fetele sunt clasa a 12-a, majoritatea dintre ele, speranța mea este că vom mai avea o echipă peste 2 ani, uitându-mă la fetele de clasa 7-a. În acest cadru, eu aș începe prin a le mulțumi părinților, pentru că ei sunt cei care le-au dat viață, în primul rând, acestor copii. Ei i-au crescut, i-au educat. Colegii învățători, educatori, i-au educat. La școala generală începe și instrucția. La liceu, educație mai puțin, instrucție mai mult. Toți cei care sunteți azi prezenți aici, sunteți performeri. Am auzit-o pe Bianca spunând, rezultatul meu nu a fost strălucit. Rezultatul vostru este deja strălucit. La această fază, oricum, ați făcut mult mai mult decât fac alți elevi de vârsta voastră. Am mai auzit copii care vin de la faza națională dezamăgiți. Nu odată s-a întâmplat. Colegii profesori știu, faza națională nu este despre dezamăgire. Să ajungi să fii participant la o fază națională este o performanță. Deci, Bianca, să știi că ești o performeră deja. Vă doresc tuturor multă sănătate, putere de muncă în continuare. Sigur, cum spunea și domnul primar, pe tema investiției în educație, vă voi spune și eu un citat. Benjamin Franklin spunea că investiția în educație aduce cea mai bună dobândă. Este o dobândă care se încasează nu imediat, târziu, dar cu siguranță cine investește în educație va câștiga înzecit. Nu pot să închei cuvântul meu de azi fără a-i mulțumi în acest cadru doamnei Maria Conde, care în acest an este și dânsa pentru ultima dată în calitate de profesoară de matematică în această sală. Dânsa a ales să iasă la pensie la sfârșitul acestui an școlar. Îi mulțumesc pentru tot ce a făcut
și la școala noastră și la altă școală la care a lucrat. Îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru învățământul șimleoan. Cred că merită aplauzele noastre. Și m-am bucurat că și în acest an, chiar dacă este ultimul din cariera didactică, a ales să facă performanță. Deci a ales să facă ce a făcut în ultimii mulți ani de carieră. Deci tuturor multă sănătate, dragilor, toți sunteți performeri. În spatele muncii, în spatele rezultatelor stă multă muncă. Noi, profesorii, să știți că apreciem eforturile voastre. În primul rând, la olimpiadele unde la care veți merge, vă veți reprezenta pe voi, școala, orașul, județul, familia. Deci, greutate mare este pe umerii voștri. Vă felicit, le mulțumesc colegilor mei și sigur că ne-ați văzut că suntem mulți și aici, dar eu îi invit aici pe toți și colegii mei și elevii Colegiului Național Simeon Bărnuțiu pentru o poză de grup cu domnul primar. Mulțumesc! Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Conde pentru întreaga sa activitate. Nu am știut acest detaliu pe care doamna director a dezvăluit. Cu siguranță mi-aș fi dorit și ne-am fi dorit cu toții ca activitatea noastră să continue. Numai, ca să fac o paralelă matematică, nu tot timpul M sau șirul vin de la infinit. Așa încât există un punct în care lucrurile trebuie să se termine sau să treacă în altă etapă. Noi vă mulțumim, ne înclinăm în fața dumneavoastră și cred că, nu știu, cea mai bună dovadă a faptului că nu o spunem formal, sunteți dumneavoastră astăzi prezent aici. Mă refer dovadă pentru performanță, activitatea noastră performantă din carieră. Prezența dumneavoastră aici confirmă un lucru, că dacă ați ales să predați ștafeta în felul acesta, cu olimpică la națională, înseamnă că ați avut o carieră strălucită și noi am fost cei mai câștigați ca și la comunitate. Felicitări, doamnă profesor! Atât de multe lucruri frumoase încât n-ar fi foarte multe de adăugat, dar știți cum se spune, dacă aceștia ar tăcea, pietrele ar vorbi. Și pentru că nu știu dacă e o vreme a demonstrării a ceva, se zice că nu există ucenic mai mare decât învățătorul. Prin urmare, dacă antevorbitorii mei au fost în marea lor majoritate foștele, trebuie să iau și eu cuvântul. Deci nu mă dau bătut atât de ușor, chiar dacă unii au sunat retragerea și părăsesc sala. Pentru că suntem într-o astfel de atmosferă care este așteptată an de an aici în Șimleu și pentru că anul acesta fiecare școală din orașul nostru este reprezentată aici, este o multiplicare a bucuriei noastre. Sunt niște cercuri concentrice care astăzi au fost amintite, nu doar cercurile olimpice, care ne duc cu gândul la fair play, ci acele cercuri concentrice care au vorbit despre performanță, despre muncă, despre succes, despre ore de studiu, despre sacrificiu și, nu în ultimul rând, despre profesori. Felicitându-i pe elevii noștri, în spatele cărora stă cel puțin un profesor care izidește, construiește, vreau să îmi îndrept cuvântul meu scurt, câteva fraze, spre colegii mei profesori, care, așa cum spunea și fostul nostru elev, sunt cei care se mistuie, ard, nu neapărat că ne dorim să fim supereroi, pentru că a fi supereroi este un job dificil, nu vi-l recomand. Ne dorim să ne dăruim, dorim să picurăm în sufletul acestor elevi pasiunea
dragostea de carte, iubirea de aproapele și mai ales să aibă curajul pentru a-și clădi visuri. Nu-i foarte simplu în această lume în care mâinile noastre sunt încătușate în hashtag-uri. În închisoarea hashtag-urilor este destul de dificil, sau încătușele de hashtag-urilor este destul de dificil să le vorbești elevilor despre profunzimea poeziei, despre plăcerea lecturii, despre ascuțimea minții pe care ți-o dă rezolvarea ecuațiilor, indiferent de care grad ar fi ele. Așadar, noi învățăm pe copiii noștri să viseze, dar ei nu trăiesc visul nostru. Le arătăm un drum, îl duc mai departe, nu este drumul nostru. Îi învățăm să zboare, nu este zborul nostru. Însă, în fiecare vis, în fiecare zbor, în fiecare dintre acești elevi, ne regăsim. Drept urmare, ne felicităm reciproc. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați continuat, colegi de la celelalte unități din oraș, ați continuat munca noastră, a celor care i-am trecut pragul școlii de mână când erau foarte mici. Îi felicit pe elevi să își dorească mai mult, pentru că drumul acesta trebuie să fie unul care duce spre înălții. Și nu în ultimul rând, îi felicit pe acești foști elevi ai noștri care au constatat că drumul spre Cluj și spre Oradea nu este cu sens unic. Vă mulțumesc tinerilor, care le mulțumesc acestor tineri și mleoani care continuă munca noastră. Și dacă un performer iese la pensie în acest an, cu siguranță viitorul sună bine în orașul Șimleu Silvanii. Pentru că munca, nu de aceea sună bine, ci pentru că munca Doamnei, care ne-a obișnuit cu înălțimile, va fi în mod cert continuată. Acesta cred că este unul dintre crezurile care ne duc pe noi profesorii mai departe. Felicitări, succes și n-aveți cum să nu vă întoarceți cu lauri. Vă mulțumim pentru ceea ce faceți, pentru felul în care apreciați performanța aici, în urmea noastră. Felicitări tuturor! Și bine! Mulțumesc! Dacă mai sunt dascăli, elevi, nu vreau să ajungem în situația în care, știți, când așa, ca elev, bat din picioare peste să se sune, știți, nu știu fac ceva. Am văzut că e 2:15 și deja a depășit programul normal. Eu vă mulțumesc încă o dată, să știți că mă face să... Adică nu mă face să mă simt privilegiat, pentru că sunt privilegiat, să mă aflu în fața voastră în postura aceasta și îmi dați tăria și încrederea că Șimleul are viitor și în orice viitor, un viitor frumos. Vă mulțumesc și vă urez succes în toate planurile voastre.